Epilarea definitivă este cea mai elegantă metodă de epilare, de îndepărtare a părului nedorit, pentru orice zonă a corpului. Deci tratamentul merge foarte bine, cu cât părul este mai gros și mai negru și pielea mai deschisă la culoare. Acesta este profilul candidatului ideal, persoana cu pielea cea mai deschisă la culoare și firul de păr cât mai negru și mai închis. De aia cu succes se lucrează inghinalul, axila, astea sunt zonele noastre favorite, pentru că rezultatele sunt spectaculoase. În ceea ce privește părul fin, cum este cel de la mustață în general, dacă vorbim de mustața femeilor, da? Un păr fin sau ceea ce rămâne exact puful spre sfârșitul tratamentului de epilare definitivă, rezultatele sunt mai slabe, pentru că trebuie să vin cu o cantitate de energie foarte mare, pentru că epilarea definitivă funcționează pe principiul fototermolizei selective. Asta înseamnă că energia este absorbită de pigmentul din firul de păr, condusă la rădăcină și transformată în energie termică. Așa cum am spus, rădăcinile ating practic 70-72 de grade Celsius. Dar în momentul în care eu am pigment similar ca și culoare, ca și cantitate, atât în piele cât și în firul de păr, este o artă cum reușesc să fac setările din aparat astfel încât să reușesc să topesc firul de păr, rădăcina firului de păr, dar să nu produc arsură și pielii înconjurătoare. Deci în momentul în care ajung să tratez un puf fin, aceea este marea artă și acolo se împotmolesc toți terapeuții și spun aici acest păr nu mai poate fi tratat. Fiecare fir de păr are o durată de viață. Toate lucrurile în lumea asta urmează curba lui Gauss. Adică avem momentul zero de debut, când firul de păr începe să fie produs în folicul în profunzime, după care avem creșterea, ajungem vârsta de maturitate maximă, cum se zice, amplitudinea vieții, atunci este prins în folicul, firul de păr, cât și vizibil la suprafața pielii, după care urmează declinul și moartea. Asta înseamnă că firul de păr se desprinde din rădăcină și doar este împins spre suprafață ca o falsă creștere, dar el nu mai este ținut în folicul. Dacă eu reușesc să tratez acel fir de păr în momentul în care este atât vizibil la suprafața pielii, dar și ținut în rădăcină, atunci am făcut tratamentul eficient. De aceea sunt necesare mai multe ședințe, pentru că deși părul vizibil la suprafața pielii este tratat la o ședință, nu este eficient tratat. Un folicul care nu a fost tratat definitiv într-o ședință, el este totuși afectat de tratament de lumină, de această energie a laserului și acel fir de păr, când va începe foliculul să producă fir de păr, nu va mai crește la fel de negru, la fel de gros. Deci structura firului de păr oricum se schimbă de la ședință la ședință, în mai bine. Lumea este speriată, da, o să fac cancer de piele de la epilarea definitivă, da, mi-afectează pielea în sens negativ. Aparatele sunt concepute de așa manieră încât să fie bune pentru sănătatea noastră, să avem doar beneficii și nu efecte adverse negative. Au niște filtre, cut-off se cheamă, care elimină radiația ultravioletă. Deci nu există risc de cancer de piele datorită epilării definitive.